Dacă este să definim imnul național al oricărei țări, atunci putem spune că acesta este o compoziție muzicală care aduce în prim plan, prin textul său, istoria, tradițiile și reușitele unei națiuni. Doar că atunci când vorbim despre imnul național al României, o strofă din acesta ne transformă probabil în singurul popor de pe Terra care își slăvește invadatorii. Astfel, în strofa a doua se spune că acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că n-aste mâini mai curge un sânge de roman și că la noastre piepturi păstrăm cu fal un nume triumfător în lupte, un nume de Traian. În realitate, această pretenție care spune că în venele noastre curge un sânge de roman și că împăratul Traian este mândria poporului român, este expresia unui mare fals istoric. Înainte de a vă arăta de ce ar trebui să dispară Traian din imnul național, haideți să înțelegem contextul istoric în care au fost scrise aceste versuri. Ca răspuns la poemul lui Vasile Alexandrii către români, poetul ardelean Andrei Mureșanu scrie poezia Un răsunet, care astăzi a devenit imn național al României, dar poemul a fost scris într-un anumit context, la 1848, în timpul Revoluției de la 1848 din țările române, și poetul a încercat, de fapt, să realizeze un fel de trecere revistă a marilor eroi ai neamului românesc, vorbind despre Ștefan cel Mare, despre Mihai Viteazul și despre alții, dar una din marile greșeli ale acestui poem este că îl așează pe împăratul Traian printre eroii români, deși el a fost un distrugător al civilizației getodace. În schimb, nu îl trece în acest panteon al eroilor neamului, nu îl trece pe regele Decebal, marele apărător și marele martir al apărării getodaciu. Secolul al XIX-lea în care a apărut acest cântec patriotic este unul al luptei a două curente de gândire. Unul care susținea rădăcinile getodacice ale poporului român și un al doilea alimentat de școala ardeleană care pretindea că dacii au dispărut din istorie și că românii sunt urmașii coloniștilor romani, având o origine exclusiv latină. Mulți istorici români, cum ar fi Mihail Cogălnicianu, Nicolae Bălcescu, Bogdan Petriceicu, HD-ul, Cezar Boliar și alții, scriau în operele lor despre preponderența getodacă în formarea poporului român. În contextul realizării Imperiului Austro-Ungar, pentru că pangermanismul și panslavismul amenințau tânărul stat român, istoricii școlii ardelene din Ardeal au încercat să introducă ideea originii pur latine a românilor, ceea ce era o mare greșeală și poate contextul politic a fost cel care a motivat această greșeală științifică, pentru că și la nivelul limbii ei au încercat să introducă purismul, să elimine din limba română toate cuvintele de altă origine decât cea latină. De atunci, de la victoria latiniștilor, teoria falsă a romanizării getodacilor ne urmărește ca un blestem, iar astăzi fiecare generație care ajunge să cânte imnul național se declară robotic urmașa lui Traian. Haideți să vedem de ce această teorie a romanizării și a originii latine a poporului român este falsă. Traian nu a cucerit decât cel mult o treime din teritoriile getodacilor de la nordul Dunării. Majoritatea militarilor romani care au staționat în Dacia romană după victoria împotriva lui Decebal nu erau latini. Vorbim despre războinici aduși din toate colțurile Imperiului. Imensa majoritate a coloniștilor romani aduși în Dacia nu erau de asemenea latini. Mulți dintre aceștia erau tot getodaci aduși de la sudul Dunării. Nu există niciun fel de dovezi materiale care să pună în evidență vreun interes pentru romanizarea autohtonilor. Dimpotrivă, chiar istoricii italieni spun că romanii nu erau preocupați de romanizare.
Până la retragerea romanilor din anul 276, au avut loc mai multe răscoale ale dacilor din zona ocupată de romani și un număr important de războaie purtate de dacii liberi împotriva ocupanților romani. A pretinde că getodacii purtau războaie de eliberare și în același timp preluau limba, cultura și tradițiile romane este o absurditate. Retragerea aureliană, după 165 de ani de ocupație, a dus la sud de Dunăre în special potențialii factori de romanizare, dacă aceștia chiar au existat. Prin urmare, a pretinde că romanizarea s-a produs și după retragerea romană este o altă enormitate. Faptul că limba română este o limbă romanică nu înseamnă că este născută din latină. Potrivit unui număr tot mai mare de lingviști români și străini, toate limbile romanice, inclusiv latina și româna, s-au născut dintr-o limbă mai veche, un fel de proto-latină. Prin urmare, limba română și cea latină sunt limbi înrudite, dar nu născute una din alta. Și argumentele ar putea continua. Să vedem însă și care este profilul uman al împăratului Traian, cel cu care ne mândrim în imnul național. Păi, împăratul Traian, dacă ar fi să fie judecat după legile de astăzi, ar fi condamnat la moarte sau la închisoare pe viață pentru genocidul din Dacia. Apoi, el s-a dovedit promotorul unei alte monstruozități. Cu prada jefuită din Dacia, a organizat cele mai lungi și mai costisitoare jocuri din toată istoria Imperiului Roman. Timp de mai multe luni, mii și mii de gladiatori, inclusiv getodaci, au fost obligați să se măcelărească în arenă alături de mii de animale sălbatice pentru plăcerea bolnavă a împăratului și a cetățenilor romani. Peste toate, din punct de vedere sexual, împăratului Traian îi plăceau cu deosebire băieții. Adică se ocupa cu corupția de minori de sex masculin după normele noastre morale. Istoricul Diocasius, scriind despre împăratul Traian, îi scoate în evidență calitățile de comandant militar, de om politic, de bun administrator, dar se oprește și la defectele sale, printre acestea fiind relațiile sexuale cu băieții, minori și de obiceiul de a bea vin. Diocasius spune că el bea vin cât dorea, dar nu se îmbăta, iar în relațiile sexuale cu băieții nu a rănit pe niciunul dintre aceștia. Evident, istoricul scoate în evidență comportamentul mai blând al împăratului comparativ cu alți contemporani ai săi care probabil în relațiile sexuale cu minorii se comportau mult mai violent și îi răneau pe micuți. În concluzie, oameni buni, imnul național ar merita o corectură, iar împăratul Traian ar trebui eliminat din acesta pentru a respecta adevărul istoric și pentru a nu rămâne probabil singura națiune modernă de pe planetă care își slăvește în imnul național invadatorii. Necorectarea acestui lucru va fi dovada limpede a faptului că românii încă se află în somnul cel de moarte. Iar un popor care doarme își merită soarta. Țara în care poporul doarme nu poate să fie decât colonia altora. În final, să ne amintim și de momentele de glorie ale strămoșilor noștri. De aceea vă recomand romanul istoric Solul lui Zamolxe, în care acțiunea se petrece pe vremea marelui rege Burebista. Toate cele bune, ne revedem în curând!